Doamne Dumnezeul meu, Cel ce ești mărit întru sfinții Tăi, care ai înzestrat pe Sfântul Anton cu darul desăvârșitei smerenii, prin mijlocirea lui, te rog să mă învrednicești să alung din inima mea toată trufia, toată mărirea deșartă, toată pisma și răutatea. Învrednicește-mă, Doamne, ca în locul acestor buruieni păcătoase să cultiv în inima mea smerenia, evlavia, iubirea, blândețea și bunătatea. Luminează inima mea întunecată de scăderi și patimi, ca să-mi văd toată nimicnicia și trebnicia mea, ca rușinându-mă de mine însumi, să deștept în sufletul meu o adevărată căință pentru păcatele cu care te-am supărat. Revarsă în mintea mea lumina înțelepciunii tale, ca să pot deosebi binele de rău, pentru ca urând răutatea să te iubesc pe tine, binele cel veșnic. Mărite Sfinte Antoane, cu adâncă umilință te rog, mijlocește-mi darul de a urma pildea smereniei tale și de a mă învrednici cu ajutorul tău să dobândesc de la Dumnezeu și Creatorul meu darul pentru care înalți rugăciunea aceste 9 marți. Amin. Tatăl nostru, care ești din ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iertă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Sfinte Antoane, ajută-ne, nu ne părăsi. Dumnezeu l-a ales pe Sfântul Anton de Padova pentru ca să arate mila sa față de oameni. Să-l alegem și noi pe mijlocitor, la Tatăl Ceresc, și vom obține ajutor din ceruri. Doamne Iisuse Hristoase, fericirea tuturor sfinților, primește cinstea și lauda pe care ți-o adresează cinstitorii Sfântului Anton. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează mintea copiilor și a tinerilor ca să învețe bine la școală și să reușească în viață. Te rugăm, ascultă-ne! Ajută-i pe cei bolnavi să-și poarte crucea cu răbdare și grăbește-le vindecarea. Te rugăm, ascultă-ne! Îndeplinește gândurile și intențiile noastre bune și ale tuturor cinstitorilor Sfântului Anton. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule atotputernic și milostiv, fă ca mijlocirea Sfântului Anton de Padova să ne obțină ceea ce neștiința și neputința noastră nu poate să-ți ceară. Prin Hristos Domnul nostru. Amin. Roagă-te pentru noi, Sfinte Antoane de Padova, ca să ne facem vrednici de făgăduințele lui Hristos. Să ne rugăm! Doamne Dumnezeule, ascultă cu bunătate rugăciunea pe care o îndreptăm spre Tine prin mijlocirea Sfântului Anton de Padova, păstor și învățător al bisericii Tale, dă-ne, te rugăm, ajutorul trupesc și sufletesc, pentru ca la sfârșitul vieții noastre pământești să te putem lăuda împreună cu El și cu toți sfinții Tăi, în vecii vecilor. Amin. Tu ești bogat în haruri, iar eu așa sărac. Ajută-mi să fiu vrednic și Domnului să-i plac. O bune Sfinte Antoane, din suflete implor, ascultă-mi rugăciunea și vino-ntr-ajutor.